Lăudați-L pe Iisus și Maria. În vecii vecilor. Amin. Stăm de vorbă cu preasfințitul Florentin Crihălmeanu, episcop al eparhiei de Cluj-Gherla. Preasfințite, am înțeles că aveți o preferință în a aborda fragmentul evanghelic referitor la drumul ucenicilor spre Emaus. Ce anume vă atrage de acest fragment? Consider că acest fragment este de fapt o paradigmă a vieții noastre, care, după ce parcurge un drum al credinței inerent fiecăruia dintre noi, după momentul botezului, cateheza corespunzătoare, prima spovadă și prima împărtășanie, are nevoie de momente de reîntoarcere la izvoare. Drumul credinței și al vieții spirituale nu este, așa cum s-ar putea presupune, un drum ascendent spre împărăția cerurilor, spre Ierusalimul ceresc, ci de multe ori suntem puși în situația de a redescoperi pe Hristos prezent în viața noastră și a parcurge cele trei momente cheie pe care ucenicii care întorceau spatele Ierusalimului morții le parcurg, adică rememorare, identitate și misiune. Cum ați spus și dumneavoastră acum și aseară în reflexia pe care ne-ați oferit-o, memorie, identitate și misiune au fost cuvintele cheie ale relatării. Cum pot fi transpuse aceste cuvinte în viața de zi cu zi a creștinului de astăzi? Care ar fi pașii concreți care trebuie parcurși pentru a ajunge la trăirea acestor cuvinte? Viața noastră de creștini este inevitabil legată de dimensiunea timpului, timpul fiind și el un element al creației divine. Ca urmare, periodic, creștinul are nevoie de această reîntoarcere la izvoare, pentru că timpul este istorie, istoria este dinamică, situațiile geopolitice, sociale în care trăim sunt diferite, putem spune chiar de la an la an, viteza cu care au loc anumite schimbări la nivel geopolitic mondial ne obligă și pe noi să ne adaptăm semnelor timpului, să le cunoaștem și să știm cum să putem răspunde mai bine misiunii noastre de creștini în lume. Și aceasta o facem periodic reîntorcându-ne la elementele esențiale care nu au voie să fie uitate din credința noastră, ce înseamnă a fi creștin botezat, ce înseamnă a fi persoană consacrată, ce înseamnă a trăi într-o anume societate a timpului prezent, și aceasta pentru a ne defini mai bine identitatea. Dacă ne aducem aminte ceea ce nu avem voie să uităm, vom ști mult mai bine cine suntem. Știind cine suntem în societatea în care trăim, ne dăm seama ce avem de făcut astăzi, aici, în mileniul al treilea creștin. Și acum să ne legăm puțin de tema acestei adunări generale a Forumului Internațional al Acțiunii Catolice. Corresponsabilitatea. Cum se reflectă corresponsabilitatea în eparhia dumneavoastră? Ceea ce am încercat în ultimii ani, și o spun cu bucurie, sub influența puternică și foarte dinamică a Asociației Astru, care face parte din Acțiunea Catolică din România, este la cererea tinerilor să alcătuim un plan pastoral complex pe durata întregului an calendaristic bisericesc. Mă trezesc că nu a fost ușor, dar am reușit să o facem la început cu timiditate și cu colaborarea tinerilor, care ne cereau mereu tema anului pastoral, acțiunile anului pastoral. Și acum, după ce am preluat și am încercat să aplicăm la nivelul eparhiei noastre
temele pastorale sugerate de către Sfântul Părinte, am înființat și un birou pastoral. În acest birou pastoral trebuie să știți că sunt incluse mai multe familii care fac parte din diferitele departamente ale structurii eparhiei noastre și de asemenea persoane consacrate, de asemenea responsabili laici ale diferitelor sectoare, tocmai pentru că dorim în primul rând să cunoaștem pulsul vieții laicilor de la dânsii, deci nu prin alte surse, și în al doilea rând dorim prin acțiunile pastorale pe care le organizăm să putem răspunde necesităților lor pastorale. Consider că prin aceasta, ascultând laicii și propunerile lor, în cadrul anului familiei am reușit să răspundem câtorva dorințe, cum este, de exemplu, întâlnirea eparhială a familiilor, la care au participat circa 300 de persoane, ceea ce pentru noi este un lucru îmbucurător, și de asemenea momente de întâlnire a responsabililor cu pastorația familiilor la nivelul parohiilor. S-a creat o rețea în așa fel încât familiile care sunt în dificultate, familiile care au probleme la nivelul relației dintre soț, soție, din diferite motive, se poate fi sprijinite nu numai de un ajutor pastoral competent, dar chiar de familii cu experiență în acest domeniu, de familii care au, să zicem așa, o vârstă respectabilă și venerabilă și care au trecut adeseori prin aceste momente. Iată doar câteva acțiuni prin care dorim să cerem laicilor ca împreună cu noi, cei care suntem rânduiți din mila Domnului la păstorirea acestei eparhii, să fie cei care să ne sugereze ideile importante la nivelul pastorației, sigur, preluând în același timp nu numai dimensiunea colaborării, dar și a responsabilității pentru aceste acțiuni. Acum ne puteți spune ce așteptări sau să ne spuneți niște propuneri nouă laicilor? Persoanele laice în societatea în care trăim, secularizată și secularizantă, au un rol cu totul deosebit, sigur mă refer la creștinii practicanți din Biserica Catolică, pentru că ei au acces în anumite medii, în anumite, să zicem așa, cercuri ale societății în care noi nu avem acces sau nu suntem bine priviți, sau în clipa în care apărem ca și reprezentanți ai bisericii, sigur cu însemnele corespunzătoare, se creează oarecum o distanță. Și aici laicii creștini pot repara această absență noastră în anumite medii. Avem exemplul, iertați dacă utilizez un cuvânt cam dur, de bandadei din politică. Dacă vă amintiți bine, în momentul vizitei fericitului Ioan Paul al II-lea acum la București, în mai 1999, pontiful roman de atunci a avut o sintagmă foarte frumoasă și a spus așa: educați-vă tinerii în spiritul unor țeluri îndrăznețe care se cuvin unor fii de martiri. În așa fel, citesc din memorie, încât să nu-și abandoneze țara de origine, să facă față consumismului și să se angajeze, cu o concepție creștină în politică. Noi avem nevoie de creștini care să se poată angaja în politică și să încreștineze această politică de acum a României,
care trebuie să recunoaștem este o fațadă a României, este un aspect cu care ne prezentăm în fața Europei și a lumii. Deci să nu se refuze o implicare politică creștină în această conducere a țării noastre. Sigur, nu numai la nivelul politicii, dar și la nivelul culturii avem nevoie să încreștinăm cultura noastră, să revenim la adevăratele valori. Cel mai mult, o știm cu toții, poate influența societatea noastră nu discursul, ci exemplul. Deci, al doilea aspect pe care l-aș cere laicilor de astăzi este comportamentul autentic creștin, nu numai în biserică, dar și în familie și în societate, care poate fi un model pentru ceilalți, așa cum spuneau strămoșii noștri de gintă, exemplia docet, adică exemplul personal este cel care poate învăța cel mai mult pe ceilalți semeni ai noștri. Mulțumesc, preasfințite! În încheiere vă mai rog ceva, dacă ne puteți transmite un mesaj tuturor responsabililor de acțiune catolică care sunt prezenți la acest forum internațional. Eu vă invit să luați exemplul apostolilor care se întorc la Ierusalim. Adică, lăsați imediat orice altceva și încercați să mergeți direct spre marile valori ale bisericii, în așa fel încât acest foc arzând al Cuvântului lui Dumnezeu să poată să aprindă întreaga Biserică Catolică din România și acest foc să fie focul divin, purificator, care să ne conducă pe toți spre lumina eternă, pentru că, așa cum zice psalmul, într-o lumina lui să vedem lumina, amin, așa să fie. Mulțumesc, preasfințite, așa să ne ajute Dumnezeu.